Sunteți în război deschis cu federația. Da, din punctul meu de vedere nu ar fi trebuit să fie absolut niciun conflict, așa cum am spus și altă dată, în astfel de momente cred că e inutil să-i arăți pe ceilalți cu degetul și ar trebui să vii cu soluții. Exact asta am făcut inclusiv pentru campionatul viitor. Am prezentat toate probele din care rezultă că ceea ce spune domnul Burleanu sunt lucruri eronate. Poate a fost greșit informat de subalterni. Abar n-am. Da. Vorbeam cu Sergiu Hanca prezent în studio și ne spunea că... Ne spunea că în Polonia a jucat finala cupei cu 25% din capacitatea stadionului plină cu suporteri și că în Polonia se vorbește să se joace cu 50% din capacitatea stadionului din stagiunea următoare. Putem să sperăm și la Liga I că se va întâmpla curând așa ceva? Mă îndoiesc că în contextul actual în care numărul de cazuri cel puțin la nivel național crește, autoritățile guvernamentale ar fi deschise spre un astfel de dialog. Eu cred că, în primul rând, avem nevoie de modificări la nivelul legislației pentru a putea desfășura sezonul competițional următor în condiții bune și, bineînțeles, în momentul în care lucrurile se vor liniști, vom redeschide discuția pe chestiunea suportei. Da. Cum simțiți voi, cei de la Ligă, presiunile făcute de federație? Răzvan Burleanu cere oprirea play-out-ului. Da, efectiv nu înțeleg aceste presiuni. Am avut o discuție și cu partenerul media în această dimineață. E clar că obiectivul nostru este acela de a juca meciurile pe teren, așa cum am arătat și în postarea de pe Facebook. Încă din 17 martie, UEFA a transmis foarte clar că principiul de lucru este acela de a termina toate meciurile programate în formatul inițial al competiției și numai în cazuri speciale, respectiv întreruperea din cauza hotărârii autorităților guvernamentale sau din cauza problemelor economice, discutăm de alte scenarii. Da. Repet, efectiv n-am înțeles intervenția lui. Am văzut reluată ideea pe care oricum o mai prezentase media acum câteva zile și, sincer, da, n-aș vrea să fac o polemică. Am văzut că organizarea la nivelul federației este excepțională. La nivelul legii e mai slabă. Dar, din păcate, noi suntem singura entitate, împreună cu cei 14 cluburi, care ne-am propus să ducem competiția la bun sfârșit în formatul inițial. Mi se pare ciudat. De ce? Pentru că s-au stabilit niște lucruri de la bun început în momentul în care s-a reluat acest campionat și văd că, nu spun că federația sau liga, spun că sunt prea multe discuții legate de un joc continuu cu normele acestea de disputare a partidelor. Hai, acum aud că se discută, domne, poate vin 4 echipe din Liga a doua să le atașăm celor din Liga I care nu mai retrogradează. Mi se pare un pic de haos. Indiferent de situația coronavirus, n-ar trebui să se păstreze niște norme clare de disputare a partidelor? Bun, e foarte clar, dar s-am și spus că nu putem discuta despre astfel de scenarii atâta vreme cât avem o competiție în desfășurare. Exact. Aceste discuții sunt premature, sunt de natură să afecteze integritatea competiției și ca atare refuz să discut pe aceste scenarii la acest moment. Categoric, la o dată ulterioară vom vedea care sunt cele mai bune măsuri pentru a nu ne dreptăți pe nimeni. Da. Înțeleg. La contextul actual. Justin, înțeleg că voi, cei de la Ligă, ați întrebat cluburile despre o modalitate de departajare în cazul în care ar fi oprit campionatul? Absolut. Într-adevăr, nu s-a făcut o adunare generală, n-am văzut sensul unei adunări generale, ba din contră, nu avea niciun sens să adopt un regulament procedând exact cum a făcut și Bundesliga, tocmai pentru a nu încuraja pe unii sau pe ceilalți să meargă spre un anumit scenariu. Am făcut un chestionar pe care l-am înaintat și Federației Române de Fotbal. Dar s-am spus că domnul Burleanu e într-o eroare și nu știu pe ce a ajuns acolo. Da. Păi și la ce variantă ar fi ajuns clubul în momentul de față? Care ar fi varianta cea mai agreată de echipele din prima ligă în acest moment? Am înțeles că ar fi un calcul după procentajul punctelor câștigate? Din perspectiva mea, raportat la discuție pe care le-am avut cu cei mai mulți președinți de club, obiectivul la acest moment este disputarea meciului rămase din campionat. Adică nu discută nimeni de scenarii. Aici sunt de acord cu tine și, dacă îmi permiți o părere personală, mi s-ar părea o mare nedreptate să se judece după
calculul acesta al procentelor punctelor câștigate, pentru că ai Craiova pe primul loc, dar o detronezi, trece CFR-ul și toată lumea ar putea spune că sunt niște jocuri de influență făcute de CFR Cluj. Da, nu cred în astfel de jocuri. Am văzut ce s-a întâmplat și la CFR. Aștept o rezoluție din partea DSP-ului competent, probabil în cursul zilei de mâine, dacă testările vor fi în regulă, pentru că da. mai e nevoie de un rând de teste mâine și sunt sigur că CFR își va juca meciurile rămase pe teren, pentru că am văzut că săptămâna trecută presa mai scris. Ba că ne-am întâlnit cu Bălănescu, ba că ne-ar fi propus înghețarea sezonului, cel puțin în mod oficial. Da. Nu am primit o astfel de solicitare oficială din partea clubului. O să primiți Dinamo, azi, probabil. Da, astăzi ne întâlnim, discutăm. E clar că am avut anumite solicitări și față de ei, tocmai pentru a înlătura orice dubiu cu privire la testările efectuate în ultima perioadă. Miercuri ne întâlnim cu deținătorii de drepturi media și joi, așa cum a spus și dumneavoastră, vom avea o adunare generală la Liga Profesionistă de Fotbal și Pâncura 12. Dacă cumva se va găsi o pârghie să fie cumva protejată Dinamo, n-ar putea fi considerat o nedreptate față de celelalte cluburi? Bun, e clar că nu se gândește nimeni să-i protejeze pe cei de la Dinamo, însă trebuie să facem o analiză obiectivă a situației lor. În contextul în care au ajuns astăzi, e clar că pot fi dezavantajați din perspectivă sportivă. În același timp, sancțiunile din protocolul medical al Federației Române de Fotbal s-au dovedit ineficiente. Acesta e, de fapt, motivul pentru care din sezonul următor am propus ca, în măsura în care un club are un caz de COVID, din păcate, să sufere sancțiunea de a pierde meciul la Masa Verde cu 3-0, tocmai pentru a crește responsabilitatea conducătorilor de club, în primul rând, și, bineînțeles, a jucătorilor după aceea, și pentru a avea lucrurile cât se poate de clar, pentru că va fi un program încărcat. E clar, avem Campionatul European 2021, avem multe... sperăm să avem multe echipe angrenate în cupele europene, avem Cupa României, adică e o problemă pe date și va trebui să reluăm inclusiv campionatul pe 16 ianuarie 2021, ceea ce înseamnă că există un risc de a avea probleme pe vreme. Mi se pare o idee foarte bună, pentru că, până la urmă, din punctul meu de vedere, este exclusiv vina unei echipe în momentul în care apare un focar de COVID. Nu e posibil, de exemplu, dau exemplu pe FCSB. FCSB nu are niciun caz, la Dinamo e toată lumea bolnavă. Păi e clar că n-ai gestionat cumva corect acele norme sanitare, nu? Bun, e clar că la prima vedere, din testele pe care le-am, s-au făcut anumite studii la nivel internațional, am văzut unul în Danemarca, unul în Olanda. Din acele teste rezultă cât se poate de clar că riscul de îmbolnăvire cu COVID în cadrul meciurilor de fotbal sau antrenamentelor este unul foarte redus. Asta înseamnă, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, că problema intervine la momentul respectării normelor de igienă și a celor sanitare. În momentul ăsta e tardiv să mai căutăm vinovați, însă în sezonul următor, așa cum am mai spus-o, profitând de experiența acestui sezon și de lucrurile pe care le putem considera greșite, trebuie să acționăm și să modificăm lucrurile pentru a putea duce sezonul următor la capăt fără să mai avem astfel de incidente, așa cum am avut în acest sezon. Ultima întrebare, ca să vă lăsăm să pregătiți întâlnirea cu Bălănescu. E posibil să vedem din stagiunea următoare un alt sistem competițional? Repet, la acest moment este prematur să discutăm de acest aspect. Un lucru e clar, apropo de intervenția lui Răzvan Burleanu de aseară, am mai discutat respectiv de acea posibilitate de a juca un meci de departajare între ultimul loc de Cupa Europeană și câștigătoarea, între ghilimele, a play-out-ului. Da. E clar că acolo putem avea o discuție. Cred că împărtășim un punct de vedere comun și vedem mai departe ce se întâmplă la adunarea generală. Eu nu la asta mă refeream. Mă refeream la faptul că poate s-ar putea alipi, să nu retrogradeze nimeni, să vină 4 echipe din Liga a doua. Da, mă îndoiesc că va exista un astfel de scenariu, cel puțin la acest moment și în contextul în care
Vorbim de anumite aspecte financiare ce țin de derularea contractului de drepturi TV în ceea ce privește sezonul ăsta, bineînțeles, în măsura în care nu vom putea furniza toate meciurile. Și e clar că încercarea cea mai importantă pentru noi, raport cu ei, să menținem în sezoanea următoare aceeași valoare a contractului de drepturi de televizare.